Pentru majoritatea elevilor de clasa 12, astăzi a fost ultima zi de școală, pentru elevi fiind ultimul clopoțel. În straie de sărbătoare, într-un moment festiv, și-au luat la revedere de la școală și elevii claselor terminale de la Colegiul Național Silvania Zalău. Dragi elevi, anul școlar 1918 debuta sub auspiciile războiului, un război care se dădea încheiat, un război care a creat dezechilibru și tulburare pe toate palierele societății. Câteva luni mai târziu, pe data de 1 decembrie 1918, se înfăptuia Marea Unire, iar printre principalii realizatori ai actului Unirii se număra și Iuliu Maniu, care a și condus guvernul provizoriu al Transilvaniei până în 1920. Nu întâmplător îl menționăm pe Iuliu Maniu, el a fost declarat absolvent al școlii noastre în anul 1890. Distinși oaspeți, colegiul nostru are o existență îndelungată de peste 3 secole. O existență clădită pe seriozitate și performanță. O școală care a format elite. Printre acestea s-a distins, așa cum a evidențiat deja Iuliu Maniu. La 1 decembrie 2018 se va împlini un secol sub semnul Unirii, al întregirii neamului. Această instituție, devenită un portal peste timp, a sădit de-a lungul deceniilor în sufletele numeroșilor valori culturale și științifice. Probitate morală, libertatea gândirii și a cuvântului, onestitatea sunt câteva principii după care s-a ghidat poporul român de-a lungul timpului. Deopotrivă, instituția noastră și care au fost sădite definitiv în sufletele elevilor noștri, călăuzindu-i ca niște torțe de nestins, așa cum pertinent afirma Iuliu Maniu. O nouă generație de elevi ajunge la finalul cursurilor liceale, este întotdeauna un moment încărcat de omenească emoție, dar este și un prilej de bucurie și de noi speranțe. Ați avut privilegiul să învățați și să vă formați până acum într-o lume liberă. Dar aș vrea să rețineți că libertatea greșit înțeleasă poate face foarte mult rău. De aceea, dragi absolvenți, chiar tineri fiind, trebuie să aveți înțelepciunea de a selecta lucrurile bune, lucrurile pozitive, lucrurile care vă ajută din realitatea în care cu toții trăim. Cred că în viață sunt foarte multe momente frumoase. Dar cred că astăzi aici, marcați, voi, dragi absolvenți, că despre voi este vorba, un moment important din punctul meu de vedere. Așa cum spunea și domnul director, cu oarecare nostalgie firească, mă încearcă și pe mine un astfel de moment și pot să afirm, după atâția timp, că a fost un moment unic. Vreau să transmit în primul și în primul rând gândurile mele bune către părinți și sunt convins că ați fost, sunteți și veți fi un punct de sprijin în tot ce înseamnă viața copiilor voștri și a carierei pe care în viitor sper că o să urmeze. Și de ce nu? În culminarea eforturilor dumneavoastră să fie succesul lor garantat în viitor. Să dea Domnul! După toate aceste sfaturi venite din partea oficialităților locale și județene, a venit rândul elevilor de a ieși în față și în acest an Colegiul Național Silvania se mândrește cu cei mai mulți șefi de promoție. Sunt acei elevi care au reușit să termine ciclul liceal cu 10.
Brumal Raluca Maria, clasa 12A. Ciotlăuș Ana Andreea, clasa 12A. Nemes Emilia, clasa 12AB. Reprezint această promoție prin acest discurs, fiindcă am avut media 10 în acești 4 ani. Aș dori totuși să le felicit și pe colegele mele, tot pentru același rezultat, dar și pe colegii de care m-au despărțit doar câteva sutim, care în cele din urmă sunt insignifiante. În final, aș dori să vă comunic vouă, colegilor mei de promoție, o convingere personală. Inteligența neasociată cu o personalitate echilibrată și cu un caracter puternic nu este suficientă pentru a atinge cele mai înalte culmi ale succesului. Vă propun de asemenea să nu urmăriți îndeaproape tiparele monotone pe care societatea vă îndeamnă să le aplicați, ci să luați fiecare decizie pentru a îndeplini propriile aspirații. Vă urez tuturor succes în examenele pe care urmează să le susțineți, în speranța că rezultatele obținute vă vor duce cu un pas mai aproape de a vă realiza visurile. În continuare, îi invit pe colegii mei să încredințeze cheia următoarei generații. Momentul festiv s-a încheiat cu felicitările absolvenților. Un moment festiv a avut loc astăzi și la liceul cu program sportiv Avram Iancu Zalău, un moment important din viața absolvenților. Aceștia au pășit în careul festiv plin de emoțiile despărțirii. Noi, ca dascăli, am încercat, sigur, nu prin mijloacele moderne pe care ne le oferă tehnologia de azi, prin Bluetooth, prin cabluri de rețea, prin tot felul de alte mijloace tehnice, să ne conectăm la mintea și la sufletele voastre, să trăim împreună momentele plăcute și mai puțin plăcute din viața de elev, să încercăm să vă transmitem tot ce avem noi mai bun și tot ce putem noi din ceea ce am dobândit ca experiență în toți anii de meserie și în toți anii de educatori, care, credeți-ne, unii dintre noi îi avem destul de numeroși în spate. În continuarea evenimentului au fost premiați elevii care s-au remarcat la învățătură pe parcursul anilor de studiu. Avem deosebită onoare ca și în acest an să-i felicităm și să le înmânăm diplome elevilor cu performanțe deosebite care s-au remarcat de-a lungul celor 4 ani de liceu. Marian Cătălin, Sharkani Rachel, Petrana Luca,
Cosma Ioana. Șoion Brigita. Duma Sebastian. Cristescu Cristian. Felicitări. Și Berbenții Raul. Urmează momentul important al înmânării premiului pentru șeful de promoție din acest an 2018. Cea care de-a lungul anilor a reușit să se impună la disciplinele școlare este eleva Cosma Ioana. La final, absolvenții au pus în scenă o paradă sub privirile colegilor mai mici, a profesorilor care le-au îndrumat pașii și a celor dragi care au venit pentru a le fi alături în aceste momente.